Ne bucurăm de o prezență așa numeroasă la această activitate care prefacează ziua toate de 25 octombrie. Un simpozion și un vernisaj dedicat, aș putea spune, armatei române, întrucât domnul profesor Proca, inițiatorul acestui proiect, a avut în atenție cartierirea armatului cartier general la Pădat în 1916-1917, un lucru istoric care a rămas cumva în umbră de către, lăsat în umbră de către istoricii noștri și domnul profesor a avut curajul să scoată această garnizoană la lumină, să arate că și Pârlapul a fost un punct de reper pentru istoria neamului nostru românesc, un punct de reper pentru ceea ce a însemnat primul război mondial. Și cu acestea fiind spuse, lucrările acestui simpozion au fost deschise luni la Școala Generală numărul 1 Iorgu Radu, cu un simpozion pe tema Armatului General Petrol, un francez cu inimă de român, cum au spus mulți cronicari. Iar acum, în încheiere, aș dori să aduc mulțumiri tuturor care ați venit și v-ați găsit timpul necesar în această zi de duminică să fiți alături de noi, să participați la lucrările simpozionului. Să încep cu a mulțumi doamnei viceprimar pentru sprijinul acordat de către Consiliul Local Pădat, prezent aici cu noi. Să-i mulțumim doamnei director de la Biblioteca Traian Beodescu, doamna Vizitiu, care ne-a sprijinit și ne-a sprijinit de fiecare dată când avem nevoie. Celorlalți domni și doamne profesori care s-au integrat în acest proiect, mulțumim domnului locotenent colonel Caliciuc Mihail, viitorul comandantului garnizoanei. Și, în urmă, de curând, doamnei Alina de la Muzeul Vasile Pepar, domnului Marcel Proca îi revine sarcina de a face prezentările celor. Vă mulțumesc! Gimnaziale Iorgu Radu Pârlad, să desfășurăm o serie de manifestări, atât pe parcursul acestui an, cât și pe parcursul anului următor, dedicate a ceea ce numim generic centenar. Atât referitor la centenarul primului război mondial, cât și la Marea Unire. În mod special am dorit să particularizăm aceste activități. Ele fiind dedicate contribuției Pârladului și pârlădenilor la activitățile primului război mondial și la cele premergătoare mari unii. Manifestarea de astăzi își propune să scoată în evidență rolul pe care l-a jucat Pârladul în primul război mondial. Un rol pe care îndrăznesc să-l numesc de prim rang, fapt dovedit și de titulatura acestei activități de astăzi, Pârladul, capitală unitară. Desigur, poate părea exagerat să spunem despre Pârlad că a fost o capitală, indiferent de ce natură ar fi ea. Dar studiind numeroasele articole dedicate unor localități cu contribuții mult mai minore decât Pârlad, unde au fost ridicate de paliere mult mai înalte decât noi, dar dat al exemplu Bacăului, considerat al doilea focar de putere militară și putere politică din România ocupată de inamic, eu îndrăznesc să-i contrazic pe acei istorici, chiar dacă sunt mari istorici militari, eu sunt unul civil, spunând că Pârladul pe o anumită perioadă, pe un anumit interval de timp, a jucat un rol
mult mai important, secundând Iașul sau poate în mici momente de calibru și chiar de pășindu. Și nu doar sub aspect militar, să fiu bineînțeles, ci și sub aspect politic. Aici la Bârlad a funcționat din noiembrie 1916 și până în martie 1917 Marele Cartier General al Armatei Române, suprema structură de comandă, la care se adaugă diferite alte instituții, cum ar fi Marele Cartier General Usesc pentru trupele aflate în România, sub comanda generalului Zaharov. A funcționat aici cartierul Armatei Andrei a României, cunoscut din faptul că la un moment dat, în fruntea acestei unități s-a aflat generalul Ieremia Grigorescu, care deseori a fost îmbârlat pe tot parcursul războiului, având în vedere faptul, pe de o parte, că aici se afla comandamentul Armatei Andrei, dar și din motive personale. Unicul său fiu, Ulise Negropontes Vicorescu, născându-se la Bârlad în 1917. Dar dincolo de aceste aspecte, dincolo de importanța prezenței Marelui Cartier General al Armatei Române, Bârladul a fost în acea perioadă suprapopulat. Putem vorbi de o altă dimensiune. Dacă despre Iași s-a spus că populația a crescut de 4-5 ori, ajungând de la 80.000 de locuitori la o jumătate de milion, pe parcursul lunii din noiembrie și decembrie 1916, credem că și despre Bârlad, un mic orășel din Moldova, cum a fost deseori denumit, deși eu nu aș fi chiar de acord cu asemenea afirmație, s-a petrecut același fenomen. Populația crescând, probabil, la aceleași coordonate, de la o populație de 26.500 de locuitori pe tabela la 1 ianuarie 1916, cum am găsit în activele de la Vaslui, ajungând probabil la o populație ce depășea 100.000. Acest lucru a creat nenumărate dificultăți, atât oficialităților, cât și populației rezidente în Bârlad. Gradul de suprapopulare fiind dezamintit în izvoarele istorice ale trăimii. Într-un raport al maiorului Petrovicescu din Marele Cartier Federal, se spunea că nu mai există absolut niciun loc de cazare în Bârlad, solicitând de urgență evacuarea spitalului care funcționa în școala secundară de Petre Nicolae Roșca Codreanu și transformarea acestui spațiu cu destinație de cazare, cât și păstrat în depourile Gării Bârlad a trenului Marele Cartier General tot cu destinație de cazare. O altă referire ilustrativă în acest sens este faptul că Nichifor Crain a dat în trecere prin Bârlad, staționând o scurtă perioadă de timp unitatea sa la Smila, apreciat drept grad al ocupării de către refugiați, faptul că în casa cunoscutului preot Toma Chiricuță staționează 30-40 de persoane care dorm pe scânduri până lângă cealaltă. Prezența Marelui Cartier General este demonstrată nu doar de documente. Este demonstrată, și asta este scopul expoziției de astăzi, de o serie de imagini ce surprind diferite personalități militare și politice care s-au aflat la Bârlad în acea perioadă. Dincolo de prezența Marelui Cartier General al Armatei Române, dincolo de existența Marelui Cartier General al Armatei Ruse, aici au mai staționat misiunile militare străine și colegul meu, Costel Pascal, o să detalieze acest aspect. Aici a staționat comandamentul Armatei a IV-a Ruse, cea care a luptat și nu am putea spune tot mai eroi la Mărășești, fiind nevoie ca trupele române să înlocuiască pe front de urgență trupe rusești care abandonau frontul și refuzau să lupte.
Asta, condițiile evenimentelor care se au petrecut, în Rusia în februarie 1917. Tot aici, ca o dimensiune a prezenței militare controlate, aș putea să vă relatez câteva lucruri descoperite în arhivele militare de la Vitești. De exemplu, Marele Cartier General avea o prezență extrem de consistentă, peste 366 de membri, date și suboficieri, plus membrii misiunilor militare străine. Am găsit un document, din păcate nu pot să fiu prezent astăzi aici, încă nu mi-a sosit de la Vitești, unde erau prezentate toate aceste persoane unde se aflau cazate în orașul Bulgar. Cred că o să prezinte un maxim interes în momentul în care voi avea în posesie și voi putea publica. Aș da doar câteva exemple din acest document. De exemplu, generalul Constantin Prezan, comandantul Marele Cartier General, era cazat pe strada Regală, în Casa Palate. Generalul Cristescu, sub șeful Marele Cartier General, pe Bulevardul Palate. Colonelul Paul Angelescu, într-o casă care încă există astăzi la Vârlat, este vorba de școala de arte plastice Nicolae Tonița Vârlat, în casa doctorului Teodor Cerchezi. Și desigur, exemple ar fi numeroase, dar nu despre este cazul să reprezintă toate acum. Alte aspecte militare care fac ca Vârlatul să depășească o simplă localitate sau un simplu centru militar. Aici, la Vârlat, a funcționat un aerodrom militar, nu-l amintesc în mod întâmplător, pentru că școala de aviație sau școlile de aviație de la Băneasa și Cotroceni, în momentul retragerii din București, au fost dislocate pe aerodromul de la Vârlat, unde au staționat până la începutul lunii ianuarie 1970. Am găsit un document semnat de directorul aeronauticii, un comandant francez, Bernet de la Mort, prin care solicita Marele Cartier General al Armatei Române să-i aloce cel puțin 10 vagoane pentru transportarea acestei unități de la Vârlat la Botoșani. Tot la începutul anului 1917, pleacă de la Vârlat o altă unitate, de data aceasta vârlăteană, Școala de Cavalerie Vârlat, la începutul lunii februarie 1917. La Vârlat s-a găsit din toamna anului 1916 un important lagăr de prizonieri. Este o surpriză, nu neapărat pentru dumneavoastră, a fost o surpriză și pentru mine să găsesc acest lagăr de prizonieri situat la Vârlat, în depozitele regimentului Toios și Vârlat. Probabil un lagăr destul de important, din moment ce un alt document, de data aceasta din decembrie 1918, ne prezenta o situație că la Vârlat se află în jur de 3.500-4.000 de foști prizonieri italieni, probabil proveniți din armata austro-ungară. Deci este un număr destul de mare, având în vedere că principalul lagăr de la Șipote avea o capacitate de 10.000 de locuri. Și dacă ne gândim că numai 3.500 erau italieni, deci ne putem da seama că capacitatea acestui lagăr era mult mai însemnată. Tot ca fapt deosebit, am descoperit existența mai multor unități sanitare pe raza orașului Vârlat, pe tot parcursul războiului, dar cea care mi-a atras atenția a fost o unitate situată probabil în zona Gării, unde erau, mă rog, destinații spitale de contagioși, cu o capacitate de 1.500 de pat. Vreau să vă spun că cele mai importante urcau la 1.800 de pat sau 2.000, cum am găsit unul în Găiași. Restul erau sub 1.500, mergând de la 800 până la 1.000 de pat. Deci vedem că dimensiunea militară a Vârlatului trebuie percepută într-un cu totul alt context, într-un context mult mai larg, dacă adăugăm și contribuția vârlătenilor la luptele purtate pe tot parcursul războiului. O altă dimensiune extrem de relevantă este cea politică.
Pârlatul nu a fost doar un centru militar, ci și un factor de influență politică. Spun acest lucru deoarece la Zorlen s-a aflat cartierul regal și a fost prezent regele României, Ferdinand I, întregitor. Prezența lui o constatăm din dimineața zilei de 25 noiembrie 1916 și, cel mai probabil, până pe 24 februarie 1917, când regina Maria amintește pentru ultima dată în jurnalul său de război că regele Ferdinand a venit de la Zorlen. Tot aici s-au pus în discuție elemente extrem de importante, atât de natură militară, cât și de natură politică, privind comandamentul Armatei Române, alegerea generalului Constantin Prezan, ca locuitor la generalul Dumitru Iliescu, s-a făcut la Pârlat, chiar dacă ea probabil a fost prefigurată cu mult înainte, datorită nemulțumirii generale legate de prestația lui Dumitru Iliescu, decizia finală s-a luat aici la Pârlat. Avem, chiar pe zile, aș putea să fac o cronologie a tuturor discuțiilor, dar important este faptul că decizia s-a luat aici. Un alt element, și nu a fost doar o decizie, trebuie să subliniez, una militară, a fost și una politică. Pentru că, în contrapondere cu generalul Prezan, a fost pusă figura mareșalului, de mai târziu, Alexandru Averescu. Da, considerat pe foarte mulți ca fiind interesat prea mult de partea politică, poate în detrimentul celei militare, decizia finală i-a fost defavorabilă. Tot aici s-au purtat discuții extrem de dificile și anevoioase cu partea rusă, care profitând de slăbiciunea armatei române, profitând de faptul că ne aflam în retragere, suferisem o serie de înfrângeri catastrofale pe parcursul anului 1916, a încercat să-și sporească în mod nejustificat influența politică în România, mergând până la aspecte care pur și simplu suprimau suveranitatea statului românesc. Și au propus succesiv, dar succesiv, începând cu 22 noiembrie 1916, a fost rău, dar discuția va fi reluată mult mai consistent la Pârlat, pe data de 27 noiembrie 1916, suspendarea Marelui Cartier General al Armatei Române și înglobarea lui în cartierul General Buzesc, aflat pe teritoriul României. Era o situație pe care atât factorii militari, mai ales cei politici, nu puteau să o accepte. Deoarece, pe timp de război, Marele Cartier General al Armatei Române avea atribuții sporite, intrând de multe ori în decizii care țineau de structura statului român. Dispariția Marelui Cartier General românesc ducea la subordonarea unor instituții ale statului și subordonarea lor de Marele Cartier General rusesc. Soluția, deși inițial acceptată, trebuie să spunem și de generalul Aliber Klop, care avea un rol important ca și influență militară și politică, fiind principalul consilier militar al regelui Ferdinand, a fost erodat, negat. Brătianu a spus că suntem în imposibilitatea de a accepta în acest lucru, ar însemna dispariția statului român. Dar asta nu a fost tot. Decizia, deci în momentul în care rușii au făcut această propunere, regele a spus că nu poate să răspundă fără să se consulte cu factorii politici și l-a chemat de urgență pe primul ministru Ion Cefrătianu la Zorlen. Aici ne arată un alt aspect al vieții politice. Faptul că chiar dacă guvernul se afla la Iași, atunci când era nevoie să fie luată o decizie politică, factorii politici și răspunzători se mutau sau se deplasau de la Iași la Pârlat. Aspect care ne relevă și rolul politic al orașului. Tot aici, la Zorlen s-a aflat, foarte puțin amintit acest lucru, Batu Știrbei.
Puțină lume cunoaște, dar Barbu Știblei, dincolo de relația cu regina Maria, era o persoană extrem de influentă. Regele Ferdinand, poate de multe ori nu asculta de alte persoane, dar asculta îndeosebi de Barbu Știblei. Mulți istorici l-au considerat și pe bună dreptate ca jucând rolul unui fel de eminență cenușie. Și la un moment dat, tot circumscris zonei Bârlad, s-a pus în discuție înlocuirea lui Ion Șebrătianu din funcția de prim-ministru al României. Fiind propuse mai multe nume, dar discuția s-a purtat tot în spațiul bârlădean. Maruca Cantacuzino, una din apropiatele reginei Maria, relatează că a avut o discuție, o audiență particulară la Zurlen, la sfârșitul lunii noiembrie 1916, vorbind în numele unui grup de persoane care dorea înlocuirea lui Bărbianu și înlocuirea lui cu generalul Alexandru Averescu. Chiar și prezant, ne spun memorialiștii epocii, la un moment dat afișa o atitudine de independență față de autoritatea politică reprezentată de guvern și primul ministru în special, atitudine care nu putea fi acceptată în condițiile în care se cunoșteau dezordinile din armata rusă și lipsa de autoritate de acolo, astfel încât tot la Bârlad au fost nevoiți să se deplaseze miniștri influență din guvernul Bărbian, este vorba de ministrul de război din Vila Bărbian și un alt ministru pentru a aduce glasul rațiunii la Bârlad. Dincolo de aceste aspecte, s-au pus în discuție aici și elemente legate de situația căilor ferate, care tot așa rușii vreau să subordoneze administrativ Marele Cartier General Rusesc, cât un alt aspect extrem de important și puțin cunoscut, retragerea armatei române pentru refacere pe teritoriul Rusiei. Deci, în momentul respectiv, guvernul, parlamentul, armata română trebuia să se retragă pe teritoriul Rusiei și acolo să se refacă. Deci, pur și simplu, România a fi fost abandonată trupelor rusești. Era un element de o mare gravitate, la care primul ministru Ion Șebrătianu s-a opus cu hotărâre, cu o hotărâre meritorie și trebuie semnalat acest lucru. De asemenea, prezant, oarecum, spunem, dispus ca măcar o parte din armată, mai greu încercat să se dragă în Basarabia, a fost și el, să spunem, influențat să abandoneze o asemenea idee contrară ideii de stat național. Eu aș putea să vorbesc foarte mult despre Marele Cartier General și nu numai să vorbesc, aș putea să vă prezint documente din surse directe de la Arhivele Militare Române de la Pitești. Dar pentru că avem multe de discutat, am să vă prezint pe scurt doar câteva elemente, câteva imagini, ca să prefațăm într-un fel expoziția care urmează. După cum vedeți, aici avem o clădire mai puțin cunoscută bârlădenilor. Este vorba de clădirea fostei școli normale de învățători, care a jucat un rol important în timpul războiului, prin sediul Marele Cartier General Românesc, al Marele Cartier General Rusesc pentru trupele aflate pe teritoriul României, misiunii militare altor misiuni militare străine. Hai, altă imagine. Clădirea era impunătoare, cea mai frumoasă din punct de vedere arhitectonic a orașului. O splendoare care a dispărut în anul 1944, incendiată de trupele germane aflate în retragere. Da? Aici, imagini ilustrative, prezentându-l pe regele Ferdinand, principele Carol, viitorul rege Carol al II-lea și generalul Petlon, în fața Marelui Cartier General.
generalul Constantin Prezan, într-o discuție cu șeful misiunii militare italiene, Luciano Perico. Sunt imagini inedite, pe care puțină lume cred că a putut să le vadă. Luciano Perico a jucat un rol de meritoriu pe sfârșitul războiului, după plecarea din România a fost avansat la gradul de general și a comandat legiunea voluntarilor români din Italia. Generalul Bertolo, împreună cu generalul rus Beriaev, comandantul misiunii militare ruse, venit în România cu o contrapondere la misiunea militară franceză. Da. Aici vă spuneam despre prezența cartierului regal la Turlaine. Este o poză cu regele Ferdinand, generalul Zaharov, comandantul trupelor rusești, generalul Beriaev, pe care am amintit anterior, și generalul Bertolo. Clădirea a fost reperinată acolo de la Zulen, unde a funcționat cartierul regal. Da. Vă spuneam de dimensiunea militară. Aici o imagine cu membrii misiunii militare engleze, aflați în fața marelui cartier general de la Turla. Și aș încheia spunând că în momentul de față nu există un studiu cu prezența acestor misiuni militare străine, atât pe teritoriul României, cât și la Turla. Vă mulțumesc! Vă rog pe colegul meu să vă mulțumesc! Necesitatea prezenței unei misiuni militare franceze pe teritoriul României s-a pus cu activitate în vara anului 1916, în condițiile în care armata română strânse o serie de înfrângeri pe frontul din Transilvania și din Dobrogea. Atât prim-ministrul României Petreanu, cât și ambasadorul francez la București, Comte de Saint-Colbert, au solicitat Parisului acest lucru, misiunea având rolul de a concilia armata română. Saint-Colbert, într-o scrisoare trimisă către Ministerul de Afaceri Externe francez, chiar făcea și un portret robot al generalului care a trebuit să conducă această misiune militară franceză, să fie un general tânăr, să aibă experiență de front, experiență ca și ofițer de stat major. Generalul Joffre, șeful marului cartier general francez, și-a oprit atenția asupra unui al dintre colaboratorii săi. Este vorba despre generalul Bertolo, care dispunea și de calitățile șef de stat major, dar totodată avea și experiența frontului. Misiunea militară franceză a pornit la 1 octombrie 1916, din Paris. Bertolo având în comanda sa 25 de ofițeri și a călătorit prin Anglia, statele scandinave, ajungând la Petrograd. La Petrograd, Bertolo a avut o scurtă întrevedere cu țarul Nicolae al II-lea al Rusiei, care i-a promis că armata rusă va lupta alături de armata română până la ultimul trup și la ultimul om. Nu același lucru, în schimb, l-a întâlnit la Marele Cartier General Rus de la Mogilev, unde generalul Alexeiev i-a spus lui Bertolo să-i conducă pe generalii români să-și retragă armata pe alimentul Sirecului, care era, din punct de vedere strategic, mai ușor pe apărat. Imediat, Marele Cartier General Rus, după cum amintea și colegul, a numit o misiune militară rusă, condusă de generalul Beriaev, dar care era formată din ofițeri cu o pregătire inferioară celor franceze. La Iași, misiunea militară franceză a ajuns pe 15 octombrie, iar a doua zi a poposit în gare la Periș, unde se găsea Marele Cartier General Român. Atât Bertolo cât și regele Ferdinand i-au propus lui Bertolo să preia comanda armatei române,
Fapt pe care Bertul Lore l-a refuzat în mod diplomatic și politicos, pentru că nu își putea asuma o serie de erori care profesorul comise înainte de sosirea sa în țară. Trebuie să o spunem din capul locului, atât Bertul Lore cât și contele de Saint-Valère, deci reprezentantul diplomatic al Franței, nu și-au dorit neapărat să fie în prezență în România. Pentru ei, care își doreau să aibă o carieră politică, respectiv o carieră militară, România era un stat îndepărtat, aflat undeva la porțile Orientului, o țară necunoscută. Paradoxal, amândoi au sfârșit prin a iubi România. Misiunea militară franceză a fost primită de faptul că au descoperit aici, la porțile Orientului, o insulă de latinitate. Se vorbea franțuzești. În școlile românești se preda franceză. Elita noastră vorbea franceză. Au fost primiți militarii din misiunea franceză cu foarte multă ospitalitate, cu foarte multă deschidere. S-au simțit ca acasă. Nu au lipsit nici animozitățile dintre ofițerii francezi și ofițerii români, însă acestea au fost puse pe umbră de relațiile de camaraderie care s-au legat. Despre misiunea franceză, putem spune că a sosit în două etape. Prima etapă în octombrie 1916, cea de-a doua etapă în ianuarie 1917, când a sosit totodată și Corpul Sanitar al misiunii, cu un rol foarte important în combaterea epidemiei de tifos exantematic care a cuprins România. De asemenea, în cadrul activității misiunii militare franceze, pe care o putem urmări din octombrie 1916, martie 1918, când misiunea părăsește medalul românești, se distinc mai multe baliere. Este vorba de un prim balier din lunile octombrie până în decembrie 1916, când misiunea a avut rolul de consiliere a armatei române și chiar uneori de, de participare directă la operațiuni militare. Urmează după aceea momentul ianuarie 1917 până la martie-aprilie 1917, când se evidențiază în mod deosebit rolul pe care l-a jucat misiunea militară sanitară în frunte cu un locotenent colonel doctor, este vorba despre Henri Coulon. Cei aproape 80 de medici ai misiunii au luptat cot la cot împotriva unui dușman invizibil, tifosul exantematic, care a decimat zeci și zeci de mii de vieți omenești. Distingem după aceea activitatea misiunii militare franceze de restructurare a armatei române și care s-a desfășurat în intervalul ianuarie până în iunie 1917 și, în ultimul rând, o activitate legată de menținerea frontului în sudul Moldovei și care decurtează, dar se finalizează pe 10-19 martie 1918 cu misiunea de acolo din România. Trebuie să vă spunem că după bătăliile de pe Jiu și bătălia Bucureștiului, armata română, împreună cu guvernul, împreună cu familia legală și cu peste 1,5 milioane de locuitori, s-au retras în Moldova. Cartierul general, așa cum spunea și domnul profesor, s-a mutat inițial de la Beliș la Buzău, după aceea s-a stabilit la Buda, până la Rușugând, în perioada decembrie 1916 până în martie 1917, rolul de capitală militară a statului român, redus la vremea aceea doar la teritoriul Moldovei. Situația din Moldova, din anilor 1916-1917, a fost una deosebit de dramatică. O Moldovă suprapopulată, o Moldovă în care existau aproape 1 milion de soldați ruși, de asemenea, o Moldovă mântuită de spectrul foamete, pentru că o mare parte dintre proviziile noastre rămăseseră de combustibil vegetal, rămăseseră în Moldovia, iar ceea ce se făcuse în Moldova era consumat de către armata rusă, care își punea la adăpost propriile rezerve. Legăturile cu aliații occidentale erau firave și se făceau printr-un tub capilar, ca să folosim o expresie din epocă, reprezentat de calea ferată care ne lega de Rusia de la Unghie și care era de foarte multe ori blocat. De asemenea, soldații români de pe front îndurau cu greu frigul în tranșee, tranșeele tot timpul trebuiau dezăvețite,
Din când în când văzducul era străbătut de către un obuz, soldații începuseră deja să identifice calibrul obuzilor. La un obuz de calibru mai mare, ziceau un lucru mai serios, neplătit. Odată cu venirea primăverii și cu, și cu deschețul, tranșeile s-au umplut de roi și de apă. Iar șobolanii mișunau peste tot. În această, totuși, atmosferă de deznădejde și de dramatism, armata română, alături de ofițerii misiunii militare franceze, a renăscut încetul cu încetul ca pasăre Felix din propria cetușă. Trebuie să remarcăm rolul misiunii militare franceze în restructurarea armatei noastre. Numărul de divizii a fost redus de la 23 la 15 și au fost dotate cu armament de proveniență franceză sau englezească. Un rol foarte important l-au avut cursurile ținute de către ofițerii francezi la nivel de divizie, iar instruiții au fost nu doar recruții, ci și veteranii din toamna lui 1916, numirea mitralierelor, a pușcilor automate, a grenadelor, săparea tranșeilor, purtarea tărcilor sau în operațiunile artilerii. De asemenea, un rol important s-a pus și pe pregătirea corpului de naveți, atinerilor ofițeri, care aveau rolul de a îi înlocui pe ofițerii rezerviști, considerați mai stat pregătiți, pentru că armata română necesita sau solicita foarte mulți comandanți de plutoni. De asemenea, au fost înființate o serie de școli, erau școlile de artilerie de la Dorocoi, de la Botoșan, de la Butat, cea de la Iași, de pe Copou, școli de artilerie, inițial a fost una la Galați, după aceea s-a mutat la Mascui, sau școlile de pilotaj, așa cum am amintit domnul profesor Proma, în Vila Bucat, după aceea școala s-a mutat la Botoșan. Ofițerii români au fost instruiți de către cei francezi în operațiuni de logistică, operațiuni tactice, organizarea tranșeilor și spionaj. Trebuie să spunem că în mai, iunie 1917, armata română era pe picior de război, astfel încât la vizita ministrului armamentului francez, Albert Thomas, acesta se exprimă foarte clar că românii seamănă, armata română seamănă cu armata franceză. Ceea ce a urmat se știe, rezistența noastră eroică de la Mărești, Mănășești și Oituși, trebuie să spunem că în timpul acestor bătălii, armatele rusești au început să dezerteze, imediat colurile erau umplute de armata română. Inițial, puterile centrale atacau prin liniile ocupate de către ruși, însă aveau marea surprindere să găsească acolo de români pe care îi confundau cu francezii. Ziceau că sunt francezi. Din un rol important, în aceste operațiuni militare, l-a avut și misiunea aviatică, aeronautică franceză. A fost formată din ofițeri, subofițeri, soldați, specialiști în domeniul mecanicii, în domeniul aviației, în domeniul armamentului. Avioanele au fost cumpărate din Franța și din Anglia, fie că erau avioane de bombardament, avioane de vânătoare sau de recunoaștere. De asemenea, trebuie să spunem că imediat piloții francezi au format echipe mixte cu cei români și au fost încadrați în escadrile. Un rol foarte activ a avut escadrila de la Galați, care a survolat de foarte multe ori, mai ales frontul din Dobrogea, de unde a cules numeroase informații despre inamic. Bună oară, în regiunea Isaccea și Turcia au fost descoperite depozite de armament. Faptul că acolo se construiau noi tranșii, de asemenea exista o baterie de calibrul 133 de milimetri care bombarda pozițiile românești. Baterie care ulterior a fost anihilată de artileria română, evident, cu sprijinul aviației militare. Totodată, a mai existat o misiune care, la fel, a survolat Dobrogea, a bombardat diferite puncte de la Cerna Vodă și din Constanța și a ajuns până la marginea Bucureștiului, unde a lansat manifeste și s-a întors după o misiune de aproape 5 ore și jumătate, reprezentând un adevărat record pentru perioada respectivă. În timpul bătăliilor de la Mărești, Mănășești și Oituși, aviația mixtă română-franceză număra 85-90 de aparate. De asemenea, nu au lipsit faptele de vitejie și
niște decoraj. De exemplu, dimineața zilei de 16 iulie 1916, un echipaj mix format dintr-un locotenent francez, Octave Benoit, și un român, Radu Teodoru, în timp ce survolau pozițiile dinamice de la, din zona Mărăștiului, artileria dinamică a deschis foc, iar o sfijă i-a regăzat mâna pilotului. Acesta i-a recomandat ajutantului său să închidă benzina, pentru că exista riscul de explozie al aparatului, și a reușit să-l aducă la sol în bună stare. De asemenea, chiar în apropierea Bâlatului, pe 16 august 1917, a existat o astfel de vădălie aeriană. Un pilot francez, Boris Vaughan, a urmărit un avion de recunoaștere german, care s-a refugiat spre zona Bâlatului și pe care l-a doborât în apropiere de Palerma, și aproape la 3 km de Bâlat, și ambii piloți au decedat. Activitatea aviației mixte Franco-România a continuat pe frontul de la Mulești, Mureșești și Oicuz, chiar există și un raport a unui general german, care spune că bateriile românești nu au putut fi anihilate din cauza activității intensive a aviației mixte româno-franceze, care mitralia liniile și din această cauză misiunea bateriilor germane nu a putut fi îndeplinită. Activitățile pe front au continuat până pe 9 decembrie 1917, când s-a încheiat armistițiul, iar misiunea aeronautică franceză pleacă de la noi pe 28 februarie 1918. La Bârlad, în vara lui 1917, ne spune fizicianul Ștefan Procopiu, funcționau două servicii ale misiunii militare franceze. Este vorba de un serviciu de radiogoniometrie, care se găsea la vremea respectivă în casa doamnei David Domnul, spune Ștefan Procopiu, și era format dintr-un stâlp înalt de 25 de metri, cu care era prins o antenă, și de instalații interioare de proveniență franceză și italiană. Cu ajutorul acestei stații erau trimise telegrame. Știm că exista și un ofițer care răspundea de cifru, dar era o instalație foarte importantă pentru a determina direcția din care veneau informații. De asemenea, exista un al doilea serviciu de meteorologie și aerologie. Acest serviciu măsura direcția vântului și, evident, oferea prognoze meteo, care erau foarte utile aviației, pentru că piloții trebuiau să știe să-și stabilească plafonul de zbor, sau pentru artilerie, pentru a fi ghidat tirul artileriei greve, în special. Despre misiunea militară franceză, închei spunând că pleacă din țară pe 9-10 martie 1918, în frunte cu generalul Henri Petlot, care se reîntoarce din țară în noiembrie 1918, că data aceasta în calitate de eliberator, își face intrarea în Bucureștiul eliberat de trupele puterilor centrale, alături de regele Ferdinand și de regina Maria, întreprinde un turneu prin Banat și Transilvania pentru a observa starea de spirit a românilor de acolo. Peste tot este primit cu încăldură de către români și de către fruntașii politici. Pertolo a fost un susținător al favoritii României Mari, motiv pentru care se bucură de titulatura de a fi un foarte bun român. În perioada interbelică, rolul misiunii militare franceze a rămas viu în conștiința românilor. După al doilea război mondial, datorită schimbării de regim politic din România, lucrurile s-au mai răcit, dar în 1957, pe fondul unui dezgheț între relațiile române și franceze, în România vine Victor Petain, generalul Victor Petain, cel care fusese șeful statului major al lui Bertelot, în fruntea a 25 de ofițeri membri ai misiunii militare franceze, este primit cu fast la București și, totodată, la Mărășești semnează în cartea de onoare. Închei prin a spune o vorba lui Constantin Argentoianu. Francezii sunt cei care ne-au arătat care. Dar drumul noi l-am adus. Vă mulțumesc!
care a avut acesta despre România și a dat. Și mai se întâmplă și pe cer acestor soldați.
atentă și preocupată de faptul că deja s-au vindecat și poate că pierduse pentru familiilor și asta îi putințica foarte tare. Se mulțumesc pentru a doua oară de webinare, poate și dată de la condițiilor de cameră. Și asta la aduce la 17 noiembrie, 17 noiembrie. Avem o imagine a urmei de obrădenie pe care o să fie de înțelegere sale. Avem un oraș de două miniști, dar care viața lucrurilor nu este loc ușoară. Din spusele infirmierilor, aflăm că populația stătea de la aproape stătă în zărată. Stăteam foarte mult la părți zile, zile și la părți în fața primării pentru a primi 10 programe de bază pentru o lună întreagă și mic mai mult. Lipsau lemnele, lipsau lemnele, lipsau pâinea. La 28 noiembrie 1917 se introduce raționalizarea alimentelor și astfel lasă că nu mai este raționalizat, se va aduca până de 5 ori pe săptămână, o vină o stată și de 2 ori pe săptămână o mărindă. Nu vor fi mai consumat până de populația civilă, nici pe stat, ci din străinătate, reprezentanții națiuni, cartierul general, marele cartier. Singurul care a scopat acest regim este bordat din spitale, care are 150 grame de carne de 2 ori pe săptămână și sunt atât de păcăm. Cărora se va acorda aceeași 4-7 zile. Apoi se prinde lipsa zahărului și farmaceștii nu se scăpa de mult cald, ci să nu mai prescrie bolnavi siropuri cu bani zahăr, dar este că nu mai există. Populația civilă primea 500 de grame de zahăr pe lună și este mult normal și acum e generală sunt la 13 grame. Pe 6 decembrie, atunci când este semnat 1917, pentru că este semnat amnistitul, Marcel Fontaine este abuzat și remarcă că în dimineața de 6 decembrie, infirmiera vine foarte frumos cu machiază și cu ochii uzați, se pare că o seară înainte, dar asta este foarte frumos. Și este uimit, gândindu-se că unul nu înțeleg că faptul că face acea natură, acea nu în același context, urmărește din spitalului uman, din spitalul dat, o clădire vastă, prevăzută cu tot confortul, cum a fi tratat cu tot confortul, cu tot confortul francez, pare că nu mai interesant de gălbinare. Și atunci a repartizat la spitalul uman. Dacă acum nu am făcut confort, 1917, și însemnările regine Marian din 1916, anul 1917, asta a fost urații, erau situații fii, de a manifestând și vizorarea de acest fapt, și că sunt, există să moară de pe o mărâie și cum îi spun, în cauza rândurilor pe care acestea le-a dat. Este răspuns, constată că pe străzi sunt recurs, care se caută în 4 de străzi, se plimbă prin lumina publică, a fost în celălaltă. O sală plină, în legătură cu întrebarea verde, au fost de românești, dar sunt și marcare ca venind cele ale armatei rusești. Pe 20 de ani, în 2017, se pare că are o situație de care a fost în acest. Deci, orașul, deși are viață contrastată. Pe de o parte, o populație sărată ce nu are, nu se poate alimenta și se confruntă cu foarte multe probleme. Și pe de o altă parte, o politică de altă, reușește să facă parte că orărilor rânduri sau momentelor când se cer o lume. Revine pe fond, după acest moment, însă este amuzat că este regimul în care,
duce în Paris și spune că batalionul lor este titulat Sevizor. Adică tot ceea ce este stat în România nu este. Să fie care, să stea în el amintirea lucrurilor care, care se fără o parte din jurte. Deci ca să zic, pentru că în 1919, la finalul geografiei de Tronul, se întoarce în România, cere Ministerului fiind profesor în Târgu Severin, Craiova, București, prezent la licei din acest orașe, și apoi director al Institutului Craiova în București. Însă, în 1913 se căsătorește o româncă, însă în 1948 este simțit și întrerupt activitatea. Pentru că toți profesorii străini erau considerați, și în special cei din vest, erau considerați agenți străini. Iată, din România, nu sunt înțelepte legături cu aceasta, pentru că continuă o corespondență cu prezentele sale, răspunde fiecare parte, până când în 1952, securitatea află de această corespondență și întrerupe corespondența, iar în loc de instituții de școală, care nu au nicio legătură una cu cealaltă, sunt închise, primind în 1953 pedepse evaziate, una dintre ele meșterea studiului de viață. Între timp, în Paris, nu dorește să tacă și dorește să arate și poporul francez drama pe care trece România. Și primește un post salariu în Franța Internațională și inițiază secția română. Unde încearcă să mențină moralul publicilor din țară, dar și să vorbească despre francezilor, despre drama pe care trece România, despre modul în care deci un subiect încearcă să impună un nou tip de cultură sărută de cea occidentală. Apoi de ce va fi parcurat la Radio Europa Liberă și în 1970, la 18 de ani, se stinge. Și asta putem spune că viața sa este una dinamică interesului de a promova relațiile franco-române. Și asta a dat o experiență de 16 luni în România. N-ar trebui să ne întrebăm de ce doar 16 luni, pentru că cavaleria pe ton studiază și leagă de sine. Și este cazul lui Marcel Pontes. Care a primit o moșie din partea regiului Ferdinand pentru serviciile aduse din portul războiului și care a rămas până la moarte un prieten al statului român și al românilor în general. În continuare, am să vă prezint pe scurt, încercăm să nu vă trec să mă amăr, câteva elemente care individualizează aceste poze și care demonstrează, mă indubitabil, că ele au fost făcute la plăcut. Țin să fac aceste precizări, deoarece o parte dintre aceste fotografii documentare sunt publicate în diferite lucrări de specialitate, dar având alte locații și o altă datare. Deci este important pentru noi să stabilim că ele au fost făcute la plăcut și nu au fost făcute în altă parte. Aici, după cum probabil observați, în imagine, apar atât personaje cunoscute, și personaje mai puțin cunoscute aparținând misiunii militare franceze, dar important este faptul că în colțul dreapta sus se vede
Un fragment din monumentul închinat eroilor din Războiul de Independență, monument care se afla în fața școlii normale Principele Ferdinand. Chiar dacă clădirea asemănătoare școlii normale din Brâlad au fost și mai sunt în România, într-un singur caz se întâlnește această coincidență, Marele Cartier General să fie la Brâlad, clădirea să fie tipic clădirilor de școli normale și să aibă în față un monument. Aici un alt element, observați în partea de sus a imaginii, arhitectura specifică școlii normale din Brâlad, iar în imagine poate fi remarcat pe generalul Bertolt. O imagine publicată într-o lucrare de prestigiu, închinată fotografie din primul război mondial, care prezintă pe generalul Bertolo, aflat după legenda din acel album, la Periș. La Periș, epopeea Marele Cartier General se termină undeva în noiembrie și noi avem personaje îmbrăcate de iar. Toate fotografiile ne indică că aparțin acelui arșilot făcut în decembrie 1916 la Brâlad. Da? Aceleași imagini, aceeași fotografie o regăsim publicată în acum acord recent la Iași, care prezintă Iașul, capitală de război, fiind datată 28 martie 1917, Marele Cartier General la Iași. De fapt, fotografia fiind făcută în decembrie 1916 la Brâlad. Regele Ferdinand, Principele Carol, da? Mergem mai departe. Aici, iarăși, o imagine ilustrativă, probabil unii dintre dumneavoastră că vă analizați vechea imagine a orașului Brâlad. Se observă în fundal clădirea spitalului Brâlad și Elena Ferdinand, pentru cei care, în tinerețea lor, probabil au văzut o realitate. Este o clădire inconfundabilă, deci nu se putea face fotografia decât la Brâlad. Aici, clădirea spitalului, într-o imagine de epocă din 1920. Și, dacă mai era nevoie, un text din memoriile lui Bertolt, care ne precizează că pe 6 decembrie, este 19 decembrie 1916, la Brâlad a avut loc o paradă militară. Marea majoritate a acestor fotografii fiind făcute în acea zi, de 6 decembrie 1916. Da? Mergem mai departe. Aici o imagine din piața centrală a orașului. Vedem mulțimea de ofițeri români, ruși și francezi adunați pentru a asista la declararea trupelor. Pe fundal se vede spatele bisericii Sfântul Dumitru din Gen. Actualmente ea nu poate fi văzută în această impostrață, deoarece pe locul unde se află soldații este construită clădirea primăriei Brâlad. Clădirea începută în 1934 și finalizată în 1936. Da? O imagine de epocă, așa cum urmează și în continuare, care reprezintă aspectul acestei pieți numită Piața Domnească, sau parcul central al orașului, cum s-a numit mai târziu, în care putem remarca Biserica Sfântul Dumitru și statuia, surprinzător, a lui Nicolae Roșca Codreanu. Statuie care, în 1934, a fost mutată de ambasamentul actual. O altă imagine în care apare, să spunem, un alt element, identificator este un gard care se regăsește în toate fotografiile făcute în decembrie 1916. Da? Dintr-o altă perspectivă, este aceeași imagine. Eu am pus mai multe pentru a fi mai elocvent, poate decât era cazul. Da? Mergem mai departe. Și acum, observăm toate cele trei elemente
care vă vorbeam un pic mai înainte. Statuia lui Nicolae Roșca Pătreanu, Biserica Sfântul Dumitru și gardul de care pomeneam un pic mai înainte. În prim plan se observă regele Ferdinand, Principele Carol, generalul Beleaev, generalul Petros și generalul Constantin Cristescu. Gândiți-vă că toate aceste personaje se aflau atunci pe locul unde este primăria astăzi. Dacă mai era nevoie de un document care să demonstreze prezența acestor oficialități la Bârlad și că aceste fotografii au fost făcute în decembrie 1916, așa cum apare în diferite publicații și unde se spune că această fotografie a fost făcută la Buzău, nu? Pentru bârlădeni eu zic că este cea mai bună dovadă a greșelii pe care o pot săvârși anumiți istorici, fără să facă niște cercetări mai consistente în domeniu. Da? În continuare, aceeași, exact aceeași imagine pe care am găsit-o în arhivele românești și nu în arhivele străine, și nu este publicată, este vorba de un album aparținând unui membru al Marele Cartier General, este vorba de colonelul Eracle Nicoleanu, care și-a notat la fiecare imagine, în colț pe album, unde a lipit pozele, locul și data la care au fost făcute. Observați, Bârlad, 6 decembrie 1916. Da? Da, aceleași imagini se observă de data aceasta colonelul Eracle Nicoleanu. Putem merge un pic mai repede? Da? Tot piața domnească, imagini care se regăsesc și în cadrul expoziției. În continuare, am să-l rog pe domnul comandant să ne prezinte următorul moment. Ca orice activitate, înainte de a intra și a preda, de fapt, microfonul doamnei Alina Budaru pentru a vă invita la vernisarea expoziției fotografice documentare, avem un tânăr cadru militar, este vorba de maestru militar Ivănescu, care ne va cânta, ne va îmbina partea textuală a simpoziului cu partea muzicală. Am ținut să-l aduc aici pe Vlăduț, cum îi spunem noi, pentru că este ultima lui apariție pe scenă, ca moment artistic, întrucât de săptămâna viitoare se mută în Garnizoana București. Deci mai pierdem câte un artist așa mai necunoscut din viața noastră culturală. Vlăduț? Thank you.
Crăciunului. Ei bine, aceasta este doar
o imagine, o primă imagine, să-i spunem, o imagine înfiorătoare a bârlatului în vreme de război, din care nu lipsesc, sau nu lipseau, bolile pe care le adusese războiul și lipsurile materiale, evident. Și pentru că vorbim de bârlat și primul război mondial, mi se pare că este mai mult decât potrivit să ne reamintim de faptul că orașul nostru a trimis pe câmpul de luptă de la Mărăști, Mărășești și Oituz soldații ai regimentelor 2 și 3 Roșiori, ai regimentului 12 Dorobanți Dimitrie Cantemir, soldați care au luptat alături de caporalul Mușat, de capitanul Grigore Ignat, capitanul Gheorghe Mastacan, locotenent colonel Isaac Weinfeld, care era și medic și scriitor, maiorul Vasile Roșcanu și mulți, mulți alții. Au căzut la datorie, jertfindu-se pentru țară, profesori, învățători, absolvenți ai școlilor din Bârlad. E bine, imaginea uneia dintre școlile din Bârlad există și în această expoziție, în plan central, se află în plan central, s-a vorbit despre ea în cadrul simpozionului, ne referim, desigur, la clădirea școlii normale Principele Ferdinand I, care devenise în perioada anului 1916 sediul marelui cartier general al armatei române. Spuneam că această, de fapt, n-am precizat acest lucru de la bun început. Această expoziție conține un număr de aproximativ 30 de imagini din perioada primului război mondial. Perioada de grea încercare pentru poporul nostru, având în vedere că o treime din teritoriul țării noastre era cotropit de armatele austro-ungare și de cele germane. O situație care, de altfel, nu a împiedicat gândul de unire al acestui popor. E bine, toate aceste fotografii pe care le vedeți pe simeză reprezintă o muncă asiduă, un efort susținut venit din partea domnului profesor Marcel Proca, care a scotocit în Arhivele Naționale de la Pitești, tocmai pentru a aduce în fața noastră, a bârlădenilor, mai mici, mai mari, aceste imagini importante care au devenit mărturii documentare. Întrucât în aproape fiecare dintre aceste imagini, dacă veți avea curiozitatea să le priviți cu atenție, veți observa că există atât clădiri și locuri din Bârlad, cât și mari personalități ale acelor vremuri care au poposit în orașul nostru. Regina Maria, regele Ferdinand I, generalul Prezan, devenit apoi mareșal, generalul Henri Berthelot, care întrucâtva este și figura centrală a acestei expoziții. Stând de vorbă cu domnul profesor Marcel Proca, autorul acestei expoziții, mi-a spus că pentru o mai bună înțelegere a tot ceea ce vrea expoziția să transmită, dorește să o structureze cumva pe trei segmente. Ei bine, un prim segment al acestei expoziții este cel de la intrare, partea dreaptă, respectiv în spatele dumneavoastră, unde figura centrală este cea a regelui Ferdinand I, iar ca loc de desfășurare al acestor întâlniri dintre regele Ferdinand, generalul Zaharov și principele Carol, există mărturia
și anume piața domnească din Bârlad. Un al doilea segment al expoziției este cel de pe partea dreaptă a mea, unde găsim imagini care îl aduc în plan central pe generalul Berthelot, fie singur, fie împreună cu alte personalități ale vremii. Ne întâlnim cu generalul Belaev, cu generalul Zaharov, da? Să nu uit pe cineva, colonelul Eracle Nicolanu și regele Ferdinand. Fie întâlniri care aveau loc la marele cartier regal de la Zorlen, fie întâlniri care s-au petrecut la școala normală Principele Ferdinand I. Iar un al treilea segment al acestei expoziții este format din imagini, multe dintre ele inedite, care aduc în fața noastră pe Regina Maria, aflată în vizită la spitalul de răniți al școlii normale, unde se aflau prizonieri de război din lagărul de la Bârlad. Alături de această imagine, pe care să știți o regăsiți acolo, cea cu Regina Maria, se află și altele la fel de interesante, respectiv o imagine care înfățișează defilarea trupelor rusești în apropierea Bârladului în 1916, apoi o altă imagine care prezintă un convoi de prizonieri germani și o alta, chiar aici, în partea stângă, pe care de altfel ați și văzut-o în prezentarea făcută de domnul profesor Marcel Broca, este cea care îi înfățișează pe elevi aflați în refugiu la Bârlad, fotografiați în fața unei alte clădiri importante din Bârlad, respectiv liceul Codreanu. Ca o concluzie, aș vrea să spun că această inițiativă a domnului profesor Marcel Proca este mai mult decât lăudabilă, dacă ne gândim la faptul că toate aceste imagini, așa cum spuneam, constituie un material documentar nu numai pentru noi cei care suntem aplecați asupra cercetării acestor documente și dorim să scriem studii și articole, ci și pentru elevii care provin de la școlile și liceele din Bârlad, pentru că astfel reușim să-i familiarizăm cu aceste evenimente istorice și să nu uite tragediile acestui popor, dar și evenimente plăcute, desigur, cum a fost momentul Marii Uniri. Aștept cu nerăbdare ca această expoziție să poposească și la muzeu, pentru că și muzeul face parte din acest proiect educațional care a început să se desfășoare săptămâna trecută cu o manifestare culturală care a avut loc la școala Iorgu Radu. Și sunt convinsă că se vor înregistra noi și noi progrese pe calea istoriei. Vom descoperi poate și multe alte lucruri legate de orașul nostru. Vă felicit încă o dată și vă mulțumesc din suflet pentru aceste minunate documente pe care ni le puneți la dispoziție și pentru că se apropie Ziua Armatei pe data de 25 octombrie. Aș vrea să spun din toată inima la mulți ani Armatei Române. Noi vă mulțumim foarte mult pentru prezență și vă rog să observați cu atenție fotografiile aflate în expoziție. Declarăm expoziția deschisă. Mulțumim.